De data asta nici nu mai e loc de salul meu, Sunevi, pentru că omul meu, da? Omul meu, Christian Bale, pe care dacă nu-l știți, în primul rând să vă fie rușine, pentru că Batman, pentru că Dick Cheney, Vice, American Psycho, Mașinistul, The Fighter și sigur mai scap câteva, dar oricum ar fi și Le Mans 66 sau acest film cu foarte multe variante de titlu, de la Le Mans 66 până la Le Mans 66, până la Marea Provocare, până la Ford vs. Ferrari. Oricum i-ați zice, sper că ați fost la cinema să-l vedeți, pentru că filmul ăsta e fix surpriza anului 2019, pe lângă Joker, pe lângă Parasite, am auzit și din păcate n-am apucat să-l văd la cinema, așa că o să-l văd online. Dar ideea e că duceți-vă la filmul ăsta cât mai este în cinematografe. O să vorbim mai târziu și de cei care nu sunt cu mașine, pentru că trebuie să recunosc că nici eu nu eram un mare fan, adică eu m-am dus la acest film strict pentru că Christian Bale și Matt Damon. Și John Byrne al Punisher, pentru cei care nu știți. Deci, astea au fost singurele motive și nu prea m-a interesat povestea, m-a interesat în mare parte Christian Bale. Pentru că omul ăsta, anul trecut la Oscar-uri pentru Vice, nu a primit Oscar-ul, după cum bine știți, a primit Rami Malek pentru Bohemian Rhapsody. Însă anul ăsta sper, din nou, ca omul meu Christian Bale să primească Oscar-ul și dacă nu-l va primi, oricum, nu o să fac nimic dacă nu va primi, doar că o să fiu puțin trist pentru că... Da, hai să îi dăm drumul, intro, toate alea, recenzii și vorbim mai pe larg după, așa că intro. Look out there. Out there is the perfect lap. You see it? I think so. Most people can't. Bun, hai să vă bag puțin în temă. Deci, povestea așa în mare despre Ford vs. Ferrari, cum zice și în titlu. Există această cursă, Le Mans 66, care în mare parte a fost câștigată de Ferrari. Ferrari are cele mai multe victorii la curse de genul și Ford vrea să intre în scena asta, să devină câștigător, să inventeze un motor, să creeze un motor, să creeze o mașină care să bată mașina celor de la Ferrari. Și cam despre asta e vorba în mare parte, doar că faza cu povestea asta e că e exact ca o ciocolată, aș putea zice, în care ambalajul e povestea asta și, de fapt, ciocolata e dezvoltarea caracterelor lui Matt Damon, adică lui Carroll Shelby, fost pilot la Le Mans 66 și acum își folosește imaginea ca să vândă mașini și construiește mașini, și mai e Ken Miles, un pilot de curs foarte talentat care e mecanic și o cam duce prost cu banii și are și o familie pe lângă asta. Deci un combo, ai și familie și o duci prost cu banii. Combo perfect nu există. Dar cam asta este povestea în mare. De la bun început pot să zic că nu e neapărat o bilă albă toată povestea, adică la un moment dat tot ce se întâmplă poți premedita foarte ușor, nu te prea uimește absolut nimic, mai ales dacă nu știai absolut nimic despre evenimentul de s-a întâmplat atunci și incidentul de atunci. Doar dacă nu știai de lucrurile astea s-ar putea să fie o surpriză, cum a fost pentru mine pe final, dar în rest e o poveste ok, dar cum am zis și la The Irishman și la Once Upon a Time in Hollywood, genul de filme la care povestea o dai așa într-o parte, da, actorii îți zic, bă, lasă povestea aici și uită-te la noi pentru că lumina reflectoare pe noi, noi ne zbatem aici pentru tine ca să ne admiri și să ne privești. Și cam despre asta a fost vorba și aici, pentru că, din nou, actoria e... Deci, hai să începem cu Matt Damon, pentru că nu prea am fost neapărat interesat. Am fost plăcut surprins să aud că și Matt Damon e în filmul ăsta și are un rol principal, dar momentele lui de strălucire sunt în dialogurile cu Christian Bale, cu Ken Miles. Așa că trecem direct la Christian Bale. Și John Byrne are un rol nu neapărat micuț, dar nici foarte mare, dar își face treaba bine. Oricum nu l-am mai văzut de ceva timp într-un film, nu l-am mai văzut de la porcăria aia de pe Netflix și la Punisher sezonul 2, așa că mă bucur că a luat parte la filmul acesta. Hai să vorbim despre Christian Bale. Deci omul ăsta e fix ca un cameleon, pentru că dacă te uiți atent la majoritatea actorilor, da, poți să zici, De Niro îl joacă pe De Niro, The Rock
E un alt film în care The Rock se joacă pe el. Jason Statham la fel. La Christian Bale nu e cazul de așa ceva. Dacă te apuci acum tu, da, tu, să te uiți la toate filmele lui, o să vezi că e fix cum am zis, ca un cameleon. Deci joacă personaje diferite și ce e foarte tare că le joacă de bine, cât e și foarte credibil. Adică uiți total că e Christian Bale, pe lângă toate transformările alea corporale care nu știu unde o să ajungă cu Christian Bale cu sănătatea lui, tot continuu cu transformările astea, adică înainte de Vice știu că a avut un rol în care era tot așa mai slăbuț, apoi Vice dita mai burtica și apoi filmul ăsta în care iar e slăbuț și apoi și după Mașinistul în care era efectiv schelet, apoi Batman, adică sunt niște transformări care sigur nu-i fac bine, dar sunt absolut spectaculoase și savuroase. Și nu doar din cauza aspectului îl face să pară mai credibil, e pur și simplu, omul ăsta e o legendă. Bine, omul ăsta e o legendă și după filmul ăsta pot să zic că e actorul meu preferat, încă nu eram sigur de chestia asta, dar sincer, cam e. Deci o mare bilă albă Christian Bale și abia aștept să aud că a câștigat Oscarul. Uite, vorbesc așa de prezic viitor, cum ar fi să-l câștige și clipul ăsta să-l jucă popular, că uite, Navy, să facă ăștia un reportaj în America, uite, Navy from Romania, just, O altă bilă albă la filmul acesta este felul cum este filmat, din nou, cum am zis, nu sunt un mare fan al filmelor cu mașini și tocmai asta mi-a plăcut la Ford vs Ferrari, că e faza cu mașinile e dată la o parte, adică vezi trailerul și ai impresia, ok, un film despre mașină și aici voiam să ajung, pentru că am mai vorbit cu o prietenă legat de asta pe care am invitat-o la Ford vs Ferrari și se va uita la această recenzie, așa că te rog, mergem la Ford vs Ferrari, da? Te știu toți abonații mei, bine, nu te știu, dar știu că ești o fată, deci, da. Și motivul principal pentru care a fost prima oară nu, apoi a fost un nu știu, apoi cred că a fost un da, e că e gen Fast and Furious și eu eram, în capul meu eram așa, strângeam așa puțin din dinți și din, da, nu pot să zic foarte multe pentru că știu că o să se uite și ea. Dar ideea e că nu e. Și după ce am văzut Ford vs Ferrari, m-am uitat la alte recenzii și foarte mulți au zis că seamănă foarte mult cu stilul filmului Rush, iarăși un film despre Formula 1 cu Chris Hemsworth, de care știam, dar n-am fost niciodată interesat, l-am văzut beton, îl recomand să vă uitați și la acesta după ce vedeți Ford vs Ferrari. Dar e, deci din nou, cinematografia e, deci nu e ca Fast and Furious în care totul e absolut haotic, e liniar, e filmat foarte bine și nu pot să-mi imaginez un film cu mașini filmat altfel care să-mi stârnească interesul. Poate Baby Driver, uitați, Baby Driver e iar un exemplu de film cu mașini unde mașini sunt date la o parte și se concentrează fix pe dezvoltarea personajelor. Ăsta da gen de film, pentru mine cel puțin ăsta e genul de film preferat. O altă bilă albă pentru acest film ar fi coloana sonoră care a fost beton, deci vă zic de pe acum am stat cu Shazam-ul acolo, cum auzeam în piesă, eram cu Shazam-ul pregătit, bag, scoate Shazam-ul, salvează. E nici acum nu le-am descărcat pe telefon, dar asta e partea a doua. Dar, din nou, coloana sonoră s-a potrivit la fix, a mărit suspansul, a mărit entuziasmul din mine și a făcut treaba foarte bine, exact ce a trebuit să facă și o coloană sonoră într-un film. Nu-i așa? Știu că e așa. Și ultima bilă albă ar fi faptul că e bazat pe evenimente din viața reală și am căutat după pe Wikipedia, repede văd ce s-a întâmplat și e foarte interesant cum ni se prezintă anumite lucruri și vedem toate scandalurile și conflictele din spatele culiselor, cum s-au întâmplat anumite lucruri și iarăși asta a fost foarte tare, să vedem puțin de conflict, să aflăm mici adevăruri ascunse până acum pe care le portretizează filmul ăsta. Deci din nou, o bilă albă, deci pe scurt, dacă am bile negre? Nu am bile negre, stați liniștiți, dar nici un film de 10 nu e, adică sunt momente în care, bă, puteau să nu fie eu, totuși un film de 2 ore și jumătate, ba chiar înainte de cursa final de Le Mans 66, asta vă dați seama dintre ele că trebuia să existe cursa asta, mai este o cursă mică înainte și după cursa aia am crezut că o să mai fie 10 minute și gata filmul și apoi peste 10 minute începe cursa aia și eram, credeam că nu o să se mai întâmple, eram la modul, deci nu o să mai existe nicio cursă în filmul ăsta și o să ne zică pe final un documentar, un scurt rezumat cu ce s-a întâmplat la cursa aia. Și când am văzut că se întâmplă, eram,
Așa da. Tocmai mi-am amintit de o întâmplare foarte funny de atunci de la cinema, când am ieșit cu un prieten din sala de cinema și coboram scările să ieșim din mall. În fața noastră erau vreo 4 sau 5 tipe care vorbeau cu atâta pasiune de mașini și de filmul ăsta, cât nici mie, de fapt lui nu-i venea să creadă, dar când am ciudit și eu urechile după la ele, că eram fix în spatele lor, și auzeam, bă, câtă pasiune și cât entuziasm, bă, atât de film, dar și de mașini, eram, bă, da, deci dacă filmul ăsta a făcut 4-5 gagici să vorbească de mașini și de Christian Bale l-au vorbit, ceea ce e puțin dubios, dar am rămas așa, am rămas puțin bas, că eram în modul, bă, toată lumea trebuie să meargă la filmul ăsta, pentru că e așa, o surpriză pe sfârșit de an, adică avem și Joker, Parasite din nou, pe care nu l-am văzut, dar am auzit de la Comics Origins că e foarte mișto, și Ford vs Ferrari, adică surprize așa pe final de an, adică sunt un fel de cadouri de sub brad, adică multe filme pe parcursul anului 2019 au fost așa o beteală ieftină, au mai fost câteva globulețe ca Endgame, ca Once Upon a Time in Hollywood, ca păi și beteală ieftină ca Hellboy și alte filme, dar abia acum sunt cadourile alea de sub brad, pentru mine sunt filmele astea excepționale, așa că din partea mea Ford vs Ferrari, Le Mans 66, spune-i cum vrei, primește 9,5, așa, ca să nu-i dau 10, știi, că na, nu există filmul de 10, dar pe bune, e de văzut și dacă îl ratezi, e sincer pierderea ta. Bun, așa că până data viitoare, eu am fost Nevi și ne revedem când ne-o revedea. Pa! Bine ai venit în tărâmul nimănui, unde toți își fac iluzii după ce-și pun pofta în cui. Ăștia sunt ținte cum se nimere scoare, trăiești cu ardoare, vrei să bată la soare. Ei, totul de-a gata, tu ești miezul tuturor, oacere, ești prea bătrân, tu ești nemuritor.